Întâmplări culturale, secvențe de teatru, operă, muzică, literatură, reportaje, convorbiri cu personalități artistice, documentare. Vă aștept la Art Nova. Bine v-am regăsit, stimați telespectatori. Suntem de data aceasta împreună cu tânăra generație de scriitori. Atenție și aplauze de la început, că au nevoie de susținere, nu sunt chiar atât de curajoși pe cât îi credem, dar sunt foarte încrezători în ceea ce scriu. Cuvântul le este la dispoziție, îl pot manevra așa cum le indică talentul și muza, dacă mai e nevoie și de muză, pentru că ei sunt niște tineri, reprezentanții ai acestei generații, care poate tot, care poate inventa, care poate să meargă cu mult curaj pe orice teritoriu, chiar și pe acest teritoriu al unecos, care este cel al artei, al literaturii în cazul de față. Este, de fapt, un prilej special, prilejul fiind determinat de cenaclu Pavel Dan, care a împlinit niște ani de existență, un cenaclu coordonat de poetul Eugen Bunaru, ani și ani de zile, care își desfășoară activitatea și acum la Casa Studenților din Timișoara, și generații întregi de cenacliști prezenți în cadrul ședințelor desfășurate la Pavel Dan. Iată, unii dintre ei sunt astăzi nume cunoscute în literatură. Cenaclul are deja o istorie, 65 de ani împliniți. Avem aici foarte multe documente, vom avea și documente vizuale. Avem, în primul rând, cu asta aș vrea să încep, o carte care e o antologie a cenacliștilor și se numește Un fel de imperiu. Da, da, un imperiu al cuvintelor, imperiu cultural, imperiu liric, cum dorim să-l numim. Vom mai vedea această carte pe ecran, chiar și acum se vede. Și o nouă formulă de antologie, care e mai mult un remember, Carapacea de Aur, care e antologie scoasă cu prilejul celor 65 de ani de existență. Iată, se vede și în format mare pe ecran. Invitații mei, deci, sunt cenacliști din generația nouă, generația tânără, pe care mă grăbesc să-i și prezint. Încep cu domnișoara Delia. Să o vedem și pe ecran, da? Delia? Numele meu este Costea Delia, sunt în cenaclul Pavel Dan de aproximativ un an, deci sunt încă foarte la început și scriu, îmi place. îmi place poezia, îmi place arta. Și îți place să speri că vei rămâne în continuare acolo și vei deveni un nume. Vlad. Eu sunt Vlad Ciurescu și sunt student la jurnalism. La jurnalism, atenție, da. Sunt în cenaclu de aproape 2 ani deja. Bravo. Ai chiar deja un an jumate cam așa. Ai deja o prezență notabilă și mai avem un invitat distins, Marius. Marius Dimcea mă numesc, sunt reșițean de fel. Dar așa, de timișorean de câțiva de adopție. Buni, de adopție. Am terminat facultatea de litere pe limbi și literaturi. Deci ești în domeniu, facultatea de litere. În domeniu, clar. Exact. Da. Și în Pavel Dan din 2022. Da, e iarăși o perioadă notabilă. Bine ați venit să vorbim despre acest cenaclu unic în Timișoara cu o vechime atât de mare. Din acest punct de vedere spun că este unic. Are o istorie, într-adevăr, toată lauda pentru cei care l-au coordonat de-a lungul timpului, ajutându-l pe Eugen Bunaru, care a făcut tot ce se poate, antologii, desfășurări de întâlniri cu poeți importanți care au fost invitați, îndrumarea tinerilor care au fost aici, generații și generații de iubitori de poezie, unii dintre ei, cum am spus, deja sunt consacrați. Aveți și voi niște poeme pe care astăzi probabil le veți face publice
Și începem deci cu istoria acestui cenaclu, acum 65 de ani. Vedem câteva imagini pe care le vom comenta cu ajutorul Deliei în minutele care urmează. Sunt, desigur, fotografii vechi, devenite acum document, pentru că prezintă figura unor cenacliști care ori au devenit deja nume cunoscute, ori, din păcate, cum este cazul lui Ion Monoran, a părăsit această scenă a vieții, dar a rămas cu numele în scris, în cărți, în poeziile sale și, desigur, în fotografie uneori. Aici avem o fotografie de grup, care cred că este ceva mai nouă, Delia, așa e? Da. E ceva mai nou cu cenacliștii, da, care... Este o fotografie din 2022, care a fost la Casa Artelor, a fost un debut al tânărului Kira. Și voi ați venit să-l susțineți, era colegul vostru, așa e? A fost colegul nostru, Tony Kira. Și aici? Aceasta este sala noastră de ședință, unde încă se țin, la se țin ședințele, la Casa de studenților ședințele de cenaclu. Aici este o expoziție la Viniloteca, în care colegii mei, cred că amândoi au citit atunci, alături de alte... A fost lectură noastre. A fost lectură publică. Publică? Vreau să spun că deja ați făcut și voi cunoscută această informație. Suntem în a doua lună din an și deja ați avut două ședințe. Da. Este o ciclicitate foarte bine respectată și coordonată. Vedem din nou, coperta și prima pagină a dicționarului, dar așteptăm fotografiile acelea cu nuanță de vetustețe fotografică, care fac parte din istoria acestui cenaclu, despre care s-a vorbit adesea în presa de specialitate. Sunt totuși 65 de ani, aveți acolo revistele, le putem arăta. Da. Apăreau mereu, dacă poți arăta la cameră, da, revistele acestea care au susținut într-o altă formă existența cenaclului. Acestea poți să citești 2011, puțin despre frontispiciul uneia dintre ele. Editorial Alexandru Coțan, dialog Eugen Bunaru, Șerban Forță, poezia în repriză. Șerban Forță, da, deci Șerban, vedeți Forță, că deja numele sunt extrem de importante. Toate au același titlu, da? Da. Este Forum Studențesc. Forum care Studențesc. Apărut, da. Sunt care și de... această revistă își are istoria sa, nu doar în peisajul revuistic cultural al Timișoarei, ci și în cel de formare a tinerii generații. Vedem o imagine cu tinerii care stau la masa, să spunem, de conversație lirică, cu emoție, desigur, și toate acestea fac parte, așa, fiecare imagine adunată face parte din imaginea generală, istorică, a acestui cenaclu. Fotografiile alb-negru le așteptăm în continuare, dar până atunci, iată, prima fotografie, dacă poți, Delia, să ne descifrezi. Aici sunt cenacliștii în anii 80, în fața Casei de Cultură. Deci în anii 80? Da, în anii 80. Erau foarte mulți cenacliști. Da. Sunt și numele lor, participanților? Da, este la cealaltă. Aceasta doar pe Ion Monoran, dacă puteți să-l vedeți. Ion Monoran, da. Are cravata, este cu... Așa, puteți să dați în prim plan de la regie? Așa, mai? Așa, deci Ion Monoran continuă. Putem să trecem la cealaltă poză? Nu, iată. Aici. Continuăm. Uh,
Aici sunt în felul următor. Este poetul Viorel Marineasa, care... Putem din nou să avem un prim plan, desigur, și chiar ne bucurăm. Marineasa, un nume atât de cunoscut în literatură și care, iată, a fost și el martorul devenirii acestui cenaclu într-un imperiu cultural. Preiau ghilimelele și denumirea din acest dicționar, să-i spunem, sau mai mult decât un dicționar al devenirii, este o foarte frumoasă antologie. Continuăm să facem un scurt periplu, atât cât se poate. Casa aici... de Cultură, după cum vedeți, este în permanență prezentă. E ca o imagine, personaj în istoria acestui edificiu cultural, să-l numim. În continuare, după domnul Marineasa, este Ion Monoran, pe care putem să-l regăsim. Este Helmut Britz, sunt de la dreapta la stânga pozele. Nume Vasile Popovici, da. Daniel Vighi, Camelia. Daniel Vighi, iarăși un nume foarte important și regretat de asemenea, prezent ani în șir și făcând parte din istoria acestui cenaclu. Este doamna Camelia Gea, care vedem că dânsa stă jos, este domnul Ion Groșan și, bineînțeles, Eugen Bunaru. Iar poza Iată, este... iarăși Ion Groșan, iarăși un nume, un nume important. Mergem mai departe, pentru că ne obligă timpul, dar e interesantă, fie și o fracțiune de secundă, să ne racordăm la ceea ce a însemnat momentul, că e un simplu moment, dintr-o istorie trăită, construită, pas cu pas, gând cu gând și vers cu vers. Acum aș vrea să vă întreb pe voi din tânăra generație, sigur că ați fost instruiți și cunoașteți câte ceva din istoria cenaclului Pavel Dan, care este starea când trebuie să citiți Delia? Există emoții? Da, prima mea lectură la cenaclu, într-adevăr, a venit cu emoție, însă domnul Eugen Bunarul are un stil aparte de a coordona lucrurile și știe cum să intervină și să dea feedback-ul în așa fel, chiar dacă suntem la început, să fie totuși primit și să ne dea senzația că este bine ce facem și că putem să în continuare să scriem poezie. E foarte importantă starea. Da. Dar poezie de când ai început să scrii? Mai de mult, înainte poezie, de a veni la cenaclu. Da, poezie scriu într-un fel sau altul, scriu de când mă cunosc. O, frumos! O tânără care vă declară în această perioadă atât de turbulentă și preocupările sunt atât de interesante și diverse, o tânără care spune că poezia i-a fost un mod de a se exprima, un mod de a fi în fiecare moment, altfel probabil, domnia sa fiind o tânără în creștere, în transformare, și sigur că și versurile au fost în transformare. Imaginea de cenaclu pe care o vedem ne dă impresia că chiar suntem acolo și participăm la o ședință de cenaclu, unde, repet, au fost invitați de-a lungul anilor mai toate marile personalități literare ale țării, vorbesc. Întâlnirile cenacliere sunt un fel de școală, să spunem, de moment. Ascultăm și de la Vlad. Cenaclul pentru mine e ca un ritual, o tradiție, unde fiecare pregătim textele, după le citim, auzim comentariile și starea asta e așa permanentă și... Și e un fel de fiecare apariție, să zicem, un fel de mic examen de la care înveți ceva. Da. Dacă vi se face observație, că se fac observații pe marginea textului, comentarii, cum vă simțiți după aceea? Mai încrezători, dezolați, ambițioși? Depinde și ce stare ai înainte să vin la cenaclu. Da. Și pe acea stare se mulează observațiile și așteptăm și de la Marius o mărturie. Pentru mine cenaclu a însemnat foarte mult, pentru că în cenaclu, de obicei, pe lângă ideea că
îți cizelezi poezia, înveți stiluri noi sau auzi informații noi. Da. Pe lângă asta poți să găsești adevărați prieteni cu care să mergi pas cu pas în lumea asta poetică. Schimbi, da, să schimbi cumva păreri, idei, să poți să ajungi la eu știu, la un consens la un moment dat, să te sfătuiești, nu-i așa? Absolut. Da? E foarte important un asemenea forum cultural chiar în zilele noastre. E un fel de regăsire de sine, vă regăsiți pe voi întâlnindu-vă totodată cu ceilalți și cu poezia lor? Da. Cred că de multe ori, da. Da? De multe ori, da. E un loc unde te poți perfecționa și unde poți continua să-ți faci un alt stil, dacă e cazul, mulat pe ceea ce e la început. Adică vreau să spun că e foarte necesar, bănuiesc eu din afară, e foarte necesar o asemenea îndrumare, nu? Da. La ultima ședință pe care ați avut-o un anul acesta, am văzut că au citit doi colegi și cu foarte mare responsabilitate și implicare au fost notate toate observațiile. Voi vă faceți adnotări în urma lecturilor publice pe care le faceți în cenaclu? Absolut. Da. Mi se pare că ar trebui să fie o regulă pentru oricare cenaclu. Pentru oricare, da. Nu poți să ții minte toate informațiile pe care... Poți să-ți faci un fel de caiet al cenaclului, în care să observi. No. Acum mi s-a făcut o observație cu tare, am fost îndrumat așa, uite, absolut, de data viitoare am reușit altfel. Poezia își are și ea un parcurs, o dezvoltare în raport de talent și în raport de preocupare și de ce nu și de vârstă, cred. Da. Cred, sigur că da. Delia, poți să ne citești o poezie din ceea ce scrii? Da, am să vă citesc un poem recent care se numește Creatori. În oferta primită la vodka de ieri, emoțiile nu au fost incluse. Berlinul a fost bombardat de țipete de mamă și vise lucide fac inventarul caselor de copii. Copile poartă copii ale unui sine în miniatură, scindat de palma trasă de un tată, trasă pe sfoară de zâmbet charmant, sub bule colorate în băi cu spumă. Azi rămâne ca să părintească în disgrație. Toată lumea a început actoria la distanță, unul de celălalt. Destul de pertinentă așa pentru o tânără care a trecut direct în poezia cu ritm mare modernă. Apropo, mai aveți colegi care scriu un vers și rimă? Puțin. Avem un puțin, singur coleg, da? Puțin. Și Vlad, te ascultăm. Oglinda neagră. De ce nu citiți ceva mai cu voce mai tare, că doar sunteți acum actorii? Oglinda neagră, apăsat de frigul constant, resimțit după fiecare izolare, în inima turmei sociale, asfaltul ciupește plasticul perforat al șlapilor uzați, pantalonii largi, colorați de pete, tricoul măzgălit, ferit de apă, trag de cearcănele hoardei, persoana pe care nu o vezi în oglindă, mănâncă râme din jeleu în brațele cuiva. Persoana pe care o vezi în oglindă calcă râme după ploaie. Televizor pe bolțar, desen animat, articulat în real, teancuri de caserole. Plătești izolarea blocului, neclintit în gloată, catalizezi cafea cu zahăr. Foarte interesant. Și mai ascultăm un poem și, desigur, e invitat Marius. Eu trebuie să-mi pun ochelarii de, ochelarii de poet. Da. Eu voi citi chiar din ultima antologie apărută, Carapacea de Aur, Pavel Dan 65. Da. Aceasta este și se numește Ca un demiurg. Asta este cartea. Am forjat timpul deci și tot. Să facem precizarea. Este vorba de o scurtă prezentare, să zicem în miniatură, comparativ cu celălalt volum, a istoriei Pavel Dan mai nouă.
Sigur, absolut. Da. Exact și, cum spuneam, în această antologie apar, de fapt, chiar ultimii cenacliști din cei mai moment, tineri, cei mai tineri, da, cei mai tineri din momentul, membri. Exact. Ca un demiurg. Am forjat timpul și tot. Am ales să mușc din colțurile stelelor și să pavez ultimul drum al fiecărei furnici cu firimiturile. Am ales să beau din calea laptelui, apoi să picur în ea propriul sânge. Curg, curg, curg. Calea mea este cea unui zeu fals, care se joacă de cimentatul cu astrele, care face temple din lut și rugăciuni, apoi le strică din inerție, printr-o explozie cosmică sau vreun potop, și face la fel în ziua 2, 3, 4. Și în ultima zi mai rumegă ostea și mai presară câte o firimitură din cer pe ultimul drum al furnicilor către infinit. Frumos, o relaționare cu universul. Celelalte poeme, relaționare cu existentul, prezent, și uite așa se conturează un cadru poetic contemporan al cenacliștilor nou veniți la Pavel Dan. Aș vrea să vă întreb dacă aveți cunoștință sau v-ați avut curiozitatea sau au fost invitați scritori contemporani din Timișoara care au fost cenacliști vechi și pe care îi cunoașteți voi? Sigur că da, au fost nu puține evenimente la care au fost invitați Tudor Crețu, de exemplu, iacătă Viorel Marineasa, George Lână, care e printre veteranii cenacului. Și îi cunoaștem, exact. L-ați cunoscut, desigur, și pe regretatul Daniel Vighi. Mi-a fost profesor. Deci iată că asta voiam să subliniez pentru telespectatori, să înțeleagă chiar e importantă o asemenea prezență, să-i spunem, în gen de școală de poezie, i-am putea spune, pentru că e formativă toată această derulare, în sensul că vechiul se leagă de nou și că tradiția e necesară. Exemplul din primii ani ai cenacliștilor cu cei din noua generație e foarte bună această întâlnire între voi. Fiecare poate să reprezinte ceva pentru momentul respectiv, iar pentru voi poate fi, zic, un câștig, nu-i așa? Absolut. Trecem să cunoaștem din nou universul vostru creativ, mai citim câte o poezie ca să se vadă că nu degeaba mergeți la cenaclu de două ori pe lună. Delia? Da. Doliu. Soarele nu mai răsare în cușca din mijlocul oceanului. O inimă târnă de bară, obsedată de valuri. La ultimul uragan a atins malul. Nisipul ți-a șters forma. Iartă-mă. Am devenit un hoț. Merg pe la toți cunoscuții. Le fur amintirile cu tine. Fac noduri în timp pe care poposesc. La următoarea maree, nodurile îmi cad peste ploape. Da, mulțumim. Și îl luăm pe Vlad în atenție, actor, acum la scenă deschisă, să te vedem. Între oglinzi, răsturnat te privești în vortexul de flăcări, în spate, în față, în lateral, partajat, multiplicat în program, puncte și linii create în binar, digitalizat, generat de mașinării, alienat în stare de veghe, disperi, dispersat în limbaje de programare, pus pe ecran, ești captiv, în spate, în lateral, în față. Doar tu apari și dispari, un glitch în baza de date, cartilaje osoase colorate, gânduri simbiotice zbârcite în pântecele encefalului se privesc reciproc, bocesc, urlă agonice. Prin prisma pozitronică se proiectează iluzia suflării, iluzia postmaladivă se dispersează metaversul digitalizat al irisului. Amprente pe oglinzile post-traumatice interferează lobii temporali, câmpul vizual se metamorfozează în pentagrame neonice, diavol virtual, înger interpretat,
Dumnezeu sceptic. Și Marius? Poezia se numește Amintiri, tot din antologie. Din același volum despre care vorbeam, da? Din noi nu a mai rămas decât acoperișul din stuf, din care în zilele de marți picau șobolanii lup peste copiii satelor. Zilele de sărbătoare erau marcate prin câte un potop, prin câte o halva tocmai adusă de peste graniță, prin cei 2 lei și sfertul de pâine la cartelă. Prin venele tăiate ale nemților la margine de sat, ca într-un blestem inventat. Acum stau cu ochii închiși. Aștept ca vântul să poarte de undeva, prin timp, peste morminte ascunse sub marile orașe, sunetele vagi ale cavalelor și ale buciumelor, și parcă mai aud, agățat ca într-un vârf de ciorchine, glasurile copiilor sterpi, știrbi și chei peste văile pustii ale bărganului. Vă să zic că o poezie diversă, cu accente din prezentul la care toți suntem executanți, exersanți și poate uneori doar spectatori, fără să observăm elementele pe care doar autorii le au, acea acuitate care scoate la iveală câte ceva. Care este predilecția pe care o considerați că o aveți voi în poezie, Delia? Mergi spre partea confesivă, afectivă, iei partea, nu am observat asta, dar întreb, la vârsta voastră ar putea să fie prezentă partea exuberantă a vieții, arderea, trăirea, clipa. Cum simți? Este un amalgam din toate cele pe care le-ați enumerat până acum. Și este un amalgam care se întinde cumva spre social și care se îndreaptă spre social, ceea ce spre social, pentru mine reprezintă cumva problemele sociale, bineînțeles, în funcție de propriile trăiri și poate de viziunea te personală. Te raportezi, zicem, la partea, la latura palierul social, așa simți atracția, da. Bine, bun, foarte interesant. Vlad, tu cum te-ai poziționa ca și poet în devenire față de existență în general? Eu când scriu poezie pur și simplu împărăsesc trăirile și intru în trăirile altora și în trăirile mele imaginate după trăirile pe care chiar le-am avut. Deci face foarte frumos. Face un plan 2, planul imaginativ, care e de fapt obligatoriu pentru orice artă. Da. E, când ești în acel plan, gândești și e ca un fel de meditație. Și e te libertate absolută, da? Da, te disociezi și cu mintea observi tot ce e în jurul tău cu alți ochi. Ești acolo liber să adaptezi trăirile personale determinate de o realitate pe care o vezi la alte coduri imaginative de data aceasta și intri într-o poezie. Marius? Pentru mine poezia mereu a avut legătura cumva cu universul sau cu existența. Exact. Mai mult decât atât cu partea spirituală, dacă pot să-i spun așa. De cele mai multe ori raportate la sat. De cele mai multe ori mă întorc la sat. Mi se pare că acolo trăirile sunt mai vii și că oamenii le simt mult mai puternic decât în poate zonele citadine. În această brie, să-i spunem, citadină. Exact. Și acolo consider că anumite date existențiale sunt mai statornicite. Mult, da. Și mai ușor le poți înțelege. Mărturiile voastre de azi, poeți într-o anumită etapă, gândiți-vă că ați riscat. Vor rămâne și vor putea fi folosite cândva, când vi se va face, să zicem, o antologie într-o prefață și poate veți avea atunci aceleași note existențiale, imaginative
sociale în poeziile voastre sau veți adăuga multe altele. Dar oricum, hai să considerăm și să spunem că ați riscat frumos. Și în vers, lucrul acesta este absolut necesar. Chiar avangardiștii ce au făcut? Au riscat, dar au riscat frumos și istoric. Așa că vă felicit. Care sunt cărțile, lecturile pe care considerați voi că ar merita și simțiți că e nevoie să le aveți alături sau considerați că e destul talentul și atât? Delia, dacă ești de acord să ne mărturisești. Ce crezi despre această relaționare între creația artistică și lecturile, indiferent că e vorba de poezie, de proză, de literatură în general? Ele sunt absolut necesare și merg, necesare, și merg mână în mână. Și pe lângă lecturile de poezie și lumea aceasta care practic te ancorează în fenomen, trebuie să existe și o continuă muncă. Da. Pentru că poezia se transformă în muncă și chiar dacă există talent, dacă munca lipsește, aceasta poate să fie cumva observată. Rămâne o versificare simplă, da. Deci consider că e necesar. Să știți absolut, că nu este o dramă. Dacă spuneți că e nevoie doar de inspirație personală și de talent, pentru că există și asemenea persoane care aleg să treacă mai ușor pe lângă ideea de lectură. Vlad, tu cum vezi, fiind la facultate, student la jurnalistică, eram să spun filolog, dar se înrudește cu filologia, aveți desigur un set de lecturi obligatorii care trec și pe lângă literatura? Da, avem, doar că un scriitor tot timpul are două feluri de lecturi pe care le face. Lectura de plăcere, ce citește pentru el și pentru că îi place și așa, și lectura pentru scris. Trebuie să-ți găsești atent lectura pentru scris, pentru că de obicei preferi ceva ce se aseamănă viziunii și stilului tău să citești. Să te faci părtaș la ceea ce se întâmplă acolo. Nu, în sensul că... Și să înveți ceva, nu? Da. Pentru că și scrisul, ca orice meserie, se fură. Și atunci trebuie să observi la alții ce nu ai observat la tine și ce nu știai și să îți structurezi în așa fel opera încât iasă bine. Și asta nu contează... Nu contează dacă s-a luat după cineva, pentru că, într-un final, tot a trecut prin sita lui. E o viziune foarte interesantă și, sigur, exersând, vei ajunge la o concluzie combinată. Și, Marius, ce lecturi, dacă ai lecturi pe care le preferi? Și pentru mine, sigur, nu citesc doar de specialitate, citesc cărți care îmi plac, dar la mine a venit cumva odată cu alegerea facultății am terminat limbi și literaturi la Universitatea de Vest. Limbi și literaturi? Limbi și literaturi la Universitatea. Deci nu e filologie. Ba da. Filologie, deci am terminat la liceu filologie bilingv. Da. Mai apoi la universitate. Ai ales limbi străine? În ce limbă străină mai citești? În engleză. În engleză, da. Franceză? Da. Doar engleză. Doar engleză. Română și engleză. Asta mi-a fost și specialitatea. Și referitor la ce au spus colegii mei, consider că, într-adevăr, trebuie să fie o îmbinare, de fapt, între plăcerea de a citi și mai apoi cărțile de studiu. Poate aduce. Dar orice lectură poate avea un plus. Chiar absolut. Și când, să zicem, că ai nimeri o carte în care ai putea spune de la început, asta nu. Totuși este un plus pentru tine că știi, așa nu vreau, așa nu mă interesează. Mă gândeam la ce ați spus dumneavoastră, referitor la asta, de exemplu, Adriana Babeț, da, a scris Femeia în roșu, ia cătă carte la 6 mâini, e un lucru greu de făcut și de împlinit. Și cred idei, că e un modus bun de a învăța și de a cerceta cum se poate scrie la 6 mâini, un lucru care poate nu e chiar așa de comun. Da, frumos gând că ai numit și o
o carte. Sigur că lucrurile aici vor evolua pentru fiecare în parte. E foarte bine că ai deschidere spre o altă literatură și poți face mai ușor conexiuni, dar faptul că acceptați în continuare existența lecturii și a altor cărți, asta este un punct foarte bun în ceea ce faceți în primul rând, adică vrei să devii un profesionist. Care este acțiunea, zicem că ați avut probabil vreo acțiune la Cenaclu care a fost de neuitat, cea mai importantă pentru voi? Pentru mine personal a fost ultimul festival la care am participat în decembrie și a fost festivalul Ion Munoran, care a avut un ca și invitat, un vechi cenaclist al Cenaclului Pavel Dan, unul dintre cei mai importanți, și a avut invitați din toată țara, din România. Au fost poeți contemporani, exact, din România. Exact, ai putut, cred, să vezi cum scriu o diversificată, da, o diversificată. Frumos. Foarte mare. Și ați citit și voi reprezentații, da, Cenaclului. Da, iată o ieșire în lume, da, absolut, da, interesantă. Da. Schimbăm ordinea, ne spune și Marius. Pentru mine a fost... O mărturie, de fapt e doar o mărturie. A fost chiar lansarea antologiei, pentru că am simțit că pot să fac parte din ceva antologia scris. Antologia aceasta în antologia, care sunteți prezenți. Exact. Pentru foarte că am, frumos. Bineînțeles că am fost împreună cu colegii mei la Festivalul Ion Munoran, dar desigur am fost invitat. Și lansarea a fost prima ieșire în public, ca să zic așa. Nu neapărat. Noi am avut de lungul... Scrisă. Ai... Da. Da, scrisă, da, deci da, în volum, vreau să spun. Exact, exact. Foarte interesant, dar, da. Iată un punct de plecare meritos este aici mentorul vostru, poetul Adrian Bodnaru, care, pardon, l-am pus și pe Bodnaru pentru că mă gândeam să vă întreb dacă îl cunoașteți pentru, sau dacă vine la Cenaclu, pentru că el este și cel care a obținut premiul anul acesta de la filiala Uniunii Scriitorilor Timișoara. Și mentorul vostru de asemenea face un lucru foarte bun, punând fiecare verigă pentru ceea ce se poate numi o istorie, o istorie în devenire, o istorie a Cenaclului, și asta este pentru voi primul punct. Delia, nu am vrut să fie ultima, dar iată că ajungem acum la Vlad. Ce ți-a mai plăcut din toată, eu știu, multitudinea de întâmplări legate de Cenaclul Pavel Dan, în afară de faptul că lecturați, vedeți cum scrie altcineva sau aveți întâlniri cu câte un scriitor important? De obicei, când ne deplasăm în alte locuri să citim, în alte orașe, cum ar fi, am fost la Săvârșin, am fost în Arad, la Jimbolia, și am lecturat la diverse evenimente sau pur și simplu întâlniri cu cenacurile din zona locală și cu scriitori. Mie asta mi se pare foarte interesant. Deci n-am știut că ați avut și ieșiri în... Cenacul face aceste ieșiri de foarte mult timp. De foarte mult timp, da. Și intră, sigur, intră în tradiția. Da, ca în tradiție, și e o întâlnire cu cenacliștii din alte zone. Asta e, da, un lucru absolut absolut lăudabil, nu? Da, felicitări pentru Eugen Bunaru, poetul, îndrumătorul, mentorul vostru. Uite, nu n-am știut că aceste ieșiri sunt chiar ciclice și chiar intră în programul cenaclului din totdeauna. Foarte, cred că e cea mai instructivă posibilă întâlnire. Noi avem câteva date în plus despre acest cenaclu și istoria sa, care vor fi redate la finalul întâlnirii și convorbirii cu tinerii poeți. Timp de 15 minute vom avea un film realizat cu prilejul celor 65 de ani de existență ai Cenaclului. Dar aș vrea să încheiem, bineînțeles, nu se poate altfel, mărturii au fost, poeme de început, de prezentare au fost,
Haideți, dedicați-le câte un poem ascultătorilor și telespectatorilor voștri, că poezia e totdeauna o bucurie și cred că e necesară chiar și în vremurile noastre. Dacă cine e primul, acela citește. Am Delia? Da. Nimeni nu e de vină. Pe Valea Jiului a mai rămas doar praf în plămânițe scuipă sânge prea des, în șervețele îndesate în trenuri spre Timișoara. În norii de la poalele muntelui e cenușă. O vezi printre punctele de mătreață pe hainele oamenilor. Cărbunele rămâne mizeria de sub unghii, nu se șlefuiește niciodată. Ochii văd doar imperfecțiuni, genele femeilor sunt negre de supărare. E 3 dimineața și încă nu a ajuns acasă. Se surpă peste mine, peste tine, trecuturi ce nu ne aparțin. Până la punctul de extragere, deschid drumul cadavre în putrefacție. ADN-ul transformă în numere de papuci. S-a oprit la 43. Din puți, ochii gri se uită înainte. Zâmbetul mai există doar în interior. Pe fața neagră e privirea dezolantă a unui supraviețuitor. Da, contemporaneitate și accent social absolut evident. Are cumva Marius pregătit, da? Sigur. Se numește comportamentă poezia. De dor, păsările își smulg ciocurile sistematic. De dor, șerpii își mușcă în veci coada ca într-un cerc vicios. De dor, plantele din apele lumii se cațără pe arborii pământului muncitoresc, militând către o grevă botanică. De dor, pietrele au început să-i mimeze pe cei de sub glie, ca într-un joc prost de activity, în care trebuie să mimezi putrefacția, poziția corpului, a mâinilor, a ochilor, a pielii, desprinsă de oasele înrădăcinate. Chiar și ploaia, soarele, vântul ar avea comportamente PTSD de dor. De dor, ziua și noaptea ar ține-o numai în eclipse incomplete. De dor, oamenii ar rămâne la fel, doar puțin mai triști în zilele de post. Da. Fără comentarii, decât cu starea pe care ne lași și mai ascultăm un poem. De data aceasta, Vlad. Morfeu. Disonanță încastrată în ceai negru, diferența corvinelor e vitală. Purpuriu, inconștient, presărat în stare de veghe, blocurile cicatrizate se termină în lanuri de porumb. Asfaltul asimilează vechea potecă machiată cu cerneală stacojie. Rutina sparge gheața, o clipă de respiro silabisește timpul. Somnul e fratele morții, visul fereastra purgatoriului. Moșene nu visează. Culege chiștoace umede din nisipul înmuiat în lacrimi schizoide. Și, stimați telespectatori, revin în mod ciclic și de cerc închis la această lucrare impresionantă, câteva sute de pagini într-un cuprins, un fel de imperiu liric, editat aici, la Timișoara, pentru a se ști, pentru a nu se uita că există un cenaclu, Pavel Dan, care a împlinit 65 de ani și merge mai departe cu forță, cu inventivitate, așa cum e necesar în orice artă, prin prezența tinerei generații, așa cum au fost și au răspuns alți tineri în alte valuri de generații. Am avut doar un eșantion din ceea ce înseamnă azi prezentul cenaclului Pavel Dan. Toate datele, detaliile se adună acolo în fiecare ședință, cu fiecare vers, cu fiecare trăire și cel care le înmagazinează, cred că are și un jurnal, să sperăm că are, mentorul vostru,
poetul care deja și-a legat numele de acest cenaclu. Vreau să vă doresc foarte mult succes în continuare și să deveniți ceea ce doriți voi în plan literar, în mulțumim. Plan poetic. Mulțumim și... Cineva dintre voi a pronunțat la un moment dat cuvântul meserie și profesionist, fără să știți că astea sunt două cuvinte grele pe care vi le doresc să le aveți în biografia voastră. Și cu acestea încheiem astăzi întâlnirea și remember-ul dedicat cenaclului Pavel Dan. Stimați telespectatori, să le urăm succes și să creadă, să reușească, să dovedească cum că poezia, literatura și arta în general este bunul necesar, plusul de care are nevoie frumusețea lumii și a universului. Sunt Veronica Balaj, cu bine! Întâmplări culturale, secvențe de teatru, operă, muzică, literatură, reportaje, convorbiri cu personalități artistice, documentare. Vă aștept la Art Nova!